În casa Florinei Niculici, sătenii din Tomulești vor găsi primul ajutor în caz de nevoie. Crucea Roșie Giurgiu a inaugurat astăzi, în prezența sătenilor, oficialităților județene și a directorului general Crucea Roșie Română Ioan Silviu Lefter, primul punct de prim ajutor. Printre reprezentanții județului s-au aflat deputatul Florian Nicolae, membru de onoare al organizației Crucea Roșie Română, prefectul Lavinia Crișu, dar și Victor Boiangiu, vicepreședinte al Crucii Roșii Române. Acest proiect noi l-am demarat la nivel național, într-o fază pilot, în fiecare județ, am dezvoltat câte un astfel de punct de prim ajutor. Dorința noastră este să demonstrăm autorităților locale că se poate face ceva pentru comunitate cu oamenii din comunitate. Noi vom fi tot timpul alături de autoritățile locale, așa cum suntem din 1876, din când ființează Crucea Roșie în România. Casa transformată în centru de prim ajutor pentru sătenii din Tomulești are și o sumă de dotări medicale, glucometru, tensiometru și electrocardiograf cu telecitire. De asemenea, Florina Niculici, cea care și-a pus la dispoziție casa pentru un scop nobil, a fost instruită de către Crucea Roșie Română să acorde primul ajutor în caz de nevoie. Ce înseamnă în primul rând pentru Tomulești acest centru de prim ajutor? Având în vedere că suntem o localitate izolată, centru de prim ajutor o să fie în folosul cetățenilor. Acum 40 de ani eu plecam din această localitate și așa cum am venit să am grijă de mama mea, mă interesează și de semenii mei. Mi-am pus la dispoziție casa și timpul pentru a ajuta oamenii din acest comună. Mai multe despre acest subiect veți afla în ediția specială imediat după jurnalul de știri.